Se apropie Valentine's Day, așa că experimentează și Shakti oferă un masaj în doi cuplului care se cunoaște cel mai bine și răspunde la cât mai multe întrebări corect. Toți cei care participă la concurs vor primi câte un gift card de 50 de lei să-și aleagă experiențe drăguțe unul altuia de Valentine's Day. Hai să vedem ce cuplu se cunoaște cel mai bine și cine câștigă masajul de relaxare. Deci răspundeți după ce termin întrebarea, amândoi deodată, da? Hai. În același timp să vedem dacă știți. Ce zodie e Denisa? Gemeni. Fecioară. Gemeni. A, și tu trebuia să răspunzi. Să și balanță. Stai mă că eu n-am înțeles. Deci amândoi trebuie să răspundem exact. Tu răspunsul tău, eu răspunsul meu. Exact. Deci... Săgetător. Scorpion. Scorpion. Capricorn. Balanță. Pești. Pești. Ce zodie e Cornel? Balanță. Drac. Săgetător. Taur. Berbec. Berbec. Balanță. Ce ar alege Elena între un masaj sau o cină romantică? O cină. Un masaj. Masaj. Cine romantic. Cine romantic. Ce ar alege Cornel? O experiență de adrenalină sau una de relaxare? Una de relaxare. Adrenalină. Relaxare. În ce loc ați ieșit la prima întâlnire? Tristor? Că nu-l puneți la de-astea cu nouă. A fost la Tristor acolo, știi? O discutăm după, dacă vrei. Stradă? Sunt cum era, da? Pe stradă. Spa? Da, spa. Restaurant? Nu mai știu, nu. E asta. Ah, okay. Unde am ieșit? Da, unde am ieșit, nu mai aduc aminte. Nu mai știți. A trecut ceva timp. Parc. Parc, da. La ce dată vă sărbătoriți aniversarea? Mai știi data? 21 august. 6 august. Nu we don't have one. Nu avem niciodată. Dată? Nu. 17. Bravo. 1 aprilie. 16 aprilie. 16 aprilie. Care e mâncarea modelinei preferată? Pizza. Ce ai zis tu? Noodles. Salată. Salată bœuf sarmale. Nu pot să spun. Mănâncă orice, n-are o mâncare. Orice, bravo. Paste. Bravo. Pește. Și care e mâncarea lui Antonio preferată? Dovlecei. Da, dovlecei. Oh. Burger. Și o supă. Ce? Tot nu pot să spun. Pizza. E pizza? Am mai multe. Carnea. Bun. Trebuie să zici și tu. Și tu, da? Să nu se răspunzi. A, așa. Pastra. Cum îi cheamă pe prietena Antoniei cea mai bună? Bianca. Roxana. Nu cred că are prietena cea mai bună. Anya. It was at this moment that he knew he fucked up. Marinica. Da, Cosmina. Marinica e numele de familie. Georgiana. Gypsy. Cine a spus prima te iubesc? Eu. El. Și prietenul cel mai bun? Mario. N-are. N-am un prieten cel mai bun. Nu are. E complicat că n-are. Colin. N-are niciun prieten bun. Deci, ce vacanțe ar plăcea Antoniei? La mare sau la munte? La mare. 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 La munte. La mare. La mare. Ce crezi că îi place ei cel mai mult la tine? Părul. E adevărat? Îmi place și părul. Ok. Dar îmi plac mai mult de la ei. Îmi place față. Îmi plac ochii. Ce vacanțe ar plăcea lui Cătălin? La mare sau la munte? Mare. La mare. La mare. Munte. Tot la mare. Munte, bravo. La mare. La munte, cred. Ce ar prefera Vera de Valentine's Day? Un cadou sau o experiență? O experiență. Experiență. Un cadou. Un cadou. Experiență. Cadou. Cadou, bravo. Un gest frumos. Mi-ar plăcea foarte mult. Aș aprecia cel mai mult. Ce ar prefera Cătălin? Un cadou sau o experiență? Cadou. Tot experiență. 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 Ce v-ar plăcea să faceți de Valentine's Day? V-ați gândit la ceva? O cină romantică sau... O întâlnire. Bravo, felicitări! A scăsit la telefon. Este Valentine's Day și a sosit momentul să aflați care este cuplul câștigător al concursului organizat de Experimentează împreună cu Shakti. Acum îi aștept pe cei doi, camera este pregătită, terapeuții sunt pregătiți. Odată ce ajung și ei, vom face un tur al centrului, apoi vom afla părerea lor, feedback-ul lor despre masaj după ce se termină. Abia aștept să-i primesc și să vedeți ce surpriză le-am pregătit. Thank you.
drăguț. Mi-a plăcut foarte mult și chiar nu mă așteptam în primul rând că o să câștig concursul acesta. Adică am crezut că merg pe TikTok, e pur și simplu revizat tot și nu credeam că e orie pe toată treaba asta, dar chiar am plăcut. Foarte tare, deci toată experiența v-a plăcut începând de când ne-am întâlnit noi până da. Acum. Super, mulțumim și Happy Valentine's Day! Da.